Când mergem la război, fizicienii intră în linie cu acea cultură. În Italia intră în linie cu acea cultură. În America, oamenii de știință intră în linie. Dacă ar fi oameni de știință cu adevărat, s-ar întreba ce este războiul, de ce se omoară oamenii între ei, ce e un criminal în serie, ce îi face așa. Treaba voastră este să mă ascultați și dacă este ceva ce nu înțelegeți, atunci în timpul întrebărilor vă rog să mă întrebați tot. Nu acceptați orice spun dacă nu pot aduce o sursă de informație. Cum să-ți pese de oameni când le bombardezi orașele? Apeși un buton și elimini orașe întregi. Motivul pentru care oamenii fac asta, primesc o medalie, primesc un X pentru fiecare avion doborât. Obișnuiam să lucrez pentru Ernst Udet. A devenit printre cei mai de top ași sub conducerea naziștilor. Am lucrat sub domeniul Roosevelt și i-am spus, cum poți să dobori 70 de avioane? Și mi-a zis, aș zbura deasupra și m-aș uita la recruții care nu știu să piloteze bine avioanele și aș dobărâ pe toți. Ce fel de persoană e asta? Un erou de război, un om grozav, toți sunt la fel. Sunt niște vagabonzi și oameni proști veniți dintr-o societate arogantă ce nu dau nimic pe ceilalți, le pasă doar de instituțiile lor stabilite. Deci încerc să vă spun ceva. Trebuie să ne unim toți cu toate celelalte națiuni, să avem grijă unii de alții și de planeta noastră. Când te gândești la costul celui de-al doilea război mondial, nu mă refer doar la costul armatei, mă refer la veteranii după mulți ani de război, apoi toate orașele distruse, toate muzeele și arta. Vă aduceți aminte? Anglia și Germania toate distruse. Luați acel cost. Știți ce s-ar fi putut face? Puteau construi locuințe pentru toată lumea de pe pământ. Puteau construi centre de artă, de muzică, centre culturale, adăposturi, parcuri. Soldații ar trebui instruiți ca rezolvatori de probleme, nu criminali. Când antrenezi oamenii să devină criminali, evident că soldații nu știu ce naiba fac. Pentru că ei cred că își apără țara. De fapt, ei creează o ură pentru următorii 20 de ani. Când bombardezi o lume și o distrugi, nu faci ceva bun. Cu ani în urmă, când am propus această societate, mi-am zis, Jacques, cum vei schimba toți oamenii din lume? Toți gândesc diferit. Unii oameni au 10 neveste în alte națiuni. Totul e foarte diferit. Cum îi vei schimba? Asta e gândirea, să vorbești cu tine însuți. Dacă eu zic, ne vedem sâmbătă, el zice, trebuie să duc copiii la, nu ne putem vedea sâmbătă. Deci gândirea nu e ceva magic, este ceva la care ai fost expus și să pui întrebări.